Da, da, da. De când, de 10 ani trăiești aici? Nu, de 12. 12 ani, ani și acum, în ultimul, ultimul sfert al, al anului, și-a făcut lumină. Și-a cumpărat cumva din banii... Din... Hai, hai, hai. Da, oameni buni, cam asta e căsuța, din păcate, pe undeva, pe, pe la acoperiș, probabil pe deasupra, chiar prin vârf, mă refer, plouă înuntru și vine iarna. Imediat o să povestim un pic și cum. Să trăiți! Bună! Octavian! Am înțeles că dumneavoastră aveți o semipareză și aveți nevoie de un ajutor. Eu, da. Da. Eu am apelat. Deci da. El nu a făcut acest apel. Deci da, eu am am înțeles, gândit, tu ai fost persoana de legătură. Și să vedem dacă e demn de un proiect. Mihanive este. Și aici de 10 ani. 10 ani și de când ai paralizat? 16 ani. Deci 16 ani ai paralizat și da? De când de 10 ani trăiești aici? Nu, de 12. 12 ani și acum în ultimul sfert al, al anului și-a făcut lumină și-a cumpărat cumva din banii... Din... Haideți să mănânc, haideți. Și... nu e să o plâns că n-are, că el are mai multă voință în viață decât eu. Te cred. Serios. Te cred. No, și da? De 10 ani stă așa, știi? Mm-hmm. Și acum... anul trecut sau nu știu când am făcut acolo, am făcut ceva, dar am stricat și acolo. Eu am stricat partea aia. Vezi care este? Numai că ăsta acoperiș se descompune sub soare. Nu mușcă. Nu mușcă niciunul. Am înțeles, se coace efectiv. Da, uite acolo, văd în vârf. Da, e praf, e praf. Și uite în ce condiții stă. Acum și-o făcut, uite că are panou solar, e boier. Acum ce-o vin. Da, uite. Dar am mai avut un proiect în care am cumpărat triburi din astea. Aprinde lumina. Uite. Chovi! Yeah! Felicitări. Bună, să uite. După 10 ani, voze. Uite, și aici la telefon. Uite, frumos. Cu linie, uite, și aici văd că foarte tare. Asta e soba lui pe care noi niște prieteni avem niște cărămizi pentru soba asta. Vrem să o facem mai așa, da, un pic să rețină căldură mai multă, pentru că asta se răcește foarte repede. Am înțeles. El iarna trecută 17 metri cub de lemn. S-a dus din cauza că nu e izolat, așa? Și asta e. No. Îți dai seama, 17, eu aproape din, eu din 10 mă scot la casa mea. Și eu stau chiar acolo unde ne-am întâlnit. Am înțeles. Și unde e picură? Unde te picură? Aici. Iu, deja am ajuns aici jos? Da, aici. Bine, dar sus nu se vede. Dar se prinde apa curge, când aia. Bun, dar... Și eu mă, deci dacă ar fi cazul, eu cu un prieten bun de copilărie, eu îl schimb într-o zi. Deci, am înțeles. Eu nu vreau să mă apuc de bani de organizație. Stai jos, hai. Dacă reușim să cumva să-l facem rost de materialele astea, eu le pun și nici nu trebuie, deci nici nu vreau să mă menționez. Stai liniștit. Am înțeles că ai făcut la un moment dat un calcul. Da. Cam cât ar fi? El a făcut. Da, 1500 astea. 1500 de lei e gips cartonul? Nu gips cartonul, e țigla aia metalică. Țigla metalică. Da, țigla metalică, am înțeles. Și ăsta, atât. Ăsta de jos. Nu șurubul și astea. Că deci cam la 1500 de lei. Că e dat atât. Undeva la... Deci 1500... bucata are și... Deci o bucată, nu știu câți metri pătrați, pula mea, dar din 1500 sau... Fiată, stai. 1700 ne scoatem. Stai. Da. Sus, în coace... E 11 metri. Ai 11 metri.
Stai un pic, lasă, mă spun la... Trebuie să-ți găsească. Ba, da, un doi ani jumate n-am vorbit nimic. Și după aia ungurește germul și ăsta românește. 11 plăci, 2 metri și 90 de centimetri pe partea asta. Da. 8 metri. Dar tu ai calculat prost. Și aici iari. Lățimea e de 110. Când se acoperă, tu se suprapun atunci, iese, da, 90 de centimetri. Nu? Bine, dar placa e totuși... Bun, dar 11 și 11. Atât. Bine, pentru deci de... undeva la 1500 de lei, practic, este 300 de euro. Da. Atât. Practic, atât. Am înțeles. Și 1500 de lei, strict nu chestiile nu alea. Nu s-o plâns de atâția ani, nimic. Și numai că dacă... Eu știu cum e iarna. Iarna aici e altfel, băscă. E știu, ca știu, e frig. Da. E prăpăt, frig. Bani. Și dacă mai trebuie să reține și căldura și să se bate cu picăturile astea, n-am atâta câștig ca să făceam eu. Înțeleg. Eu n-am avut. I-am tot promis că job-ul ți-l fac. Nu trebuie să ai bani. Când am bani o să ți-l fac. Și nu-mi iese nicicum și nu mai vreau să treacă încă o iarnă cu promisiunile mele. Am înțeles. Știi, și am, să mai fie niște promisiuni. O să fie cu siguranță. Și am încercat să fac un grup pe Messenger, nu un grup aparte. Să fac un grup în Messenger unde numai pe prieteni, între prieteni să punem niște bani. Și Mozeș, știi pe Mozeș? Da, cum să nu. El mi-a zis de tine, știi? Și atunci am făcut. Uite, vezi, din om în om ai ajuns la mine și o să fie bine și îți garantez treaba. Îți mulțumim foarte. O să vedem un pic acum cum am eu timp ca să arăt lumii ce am filmat aici și așa mai departe. Oameni buni, l-ați cunoscut pe domnul Ciobi. Domnul Ciobi are nevoie de ajutorul nostru, așa că îl vom acorda. Star donații, oameni buni, de aici, de la Câmpul Cetății. Cam atât a fost tot, ați văzut și acoperișul în ce stare e. Sper că se vede pe cameră, dar vă pot spune că cu ochiul liber se văd găuri, pentru că soarele au bătut în mâniele, vă dați seama, și s-au cam găurit. Din astea eu am avut pe garaj. Star donații, eu am fost Mr. Rociu 85. Jolt se va ocupa de partea de manoperă și de organizare de așa mai departe. Hai să mai facem împreună încă o treabă mai faină, pentru că împreună putem schimba lumea într-o lume mai bună. Eu am fost Mr. Rociu 85. V-am pupat. Uite că este și un televizor micuț. Așa e. Dacă... Ce vată? 8 și 14 minute, oameni buni, am ajuns la Târgu Mureș. În Târgu Mureș m-am oprit fix în Petrom. După cum se vede, trebuie să alimentez mașina și să mă pregătesc pentru o nouă zi de fapte bune, dar prin urologie. Eu am fost Mr. Rociu 85, să aveți o seară bună.